Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cultură, baby, cât ar fi câștigat mari compozitori de pe Spotify în 2021 dacă ar fi trăit azi ca să câștige de pe Spotify? De Spotify plătește 0,0037 de cenți pentru fiecare ascultare. Deci, practic, puțin. Cum ar fi creșterea de bon de masă exact. De România despre care vorbeam. Câte un bon de masă. Da, se poate calcula. Deci, în 2021, bazat pe numărul de ascultări, maestre, caseta 732, vă rog, Bach. Johann Sebastian Bach, pe primul loc, aproape 300.000 de dolari anual. El avea săracul un salariu de 28.000 de dolari anual, actualizat. Cum ar veni ca director de școală în Leipzig, între 1720 și 1750. Tare. Beethoven. 6,5 milioane de ascultări lunare, cam 286.000 de dolari anual. Mozart, 6 milioane de ascultări anuale, lunare pe Spotify, cam 266.000 de dolari anual. Merita, era și mai vesel, așa? Da. Luca se gândește... Mie nu vine să cred că se ascultă atât de mult în ziua de azi. Muzică clar, mă bucur. Dar Mozart, dar nu m-aș fi așteptat să aibă atât de multe afișe. Eu ți-am zis, îți dau un playlist. Păi mâine facem bătălie cu The Symphony. Mozart era ceva mai tânăr, n-aveam și valoarea locației din vremea respectivă. Cred că putem să facem cu piese de operă, dacă vrei, că ele mai sunt mai scurte. Cu arii, da. Da, arii, că sunt, da. Și vine Zaf. Taraful de la Clejani. Boceli. Și ne-a bătut pe toți. Nu mai facem. Ai dreptate. Chopin, 5,4 milioane de ascultări. Zine de Vivaldi. Vivaldi, 3,6 milioane de ascultări, 160.000 de dolari anual. Săracul Vivaldi, salariul de vreo 10.000 de dolari. Dar nu plătea căldură în Italia și... Că așa puteam să fac și eu, da, mai zi. Chopin. 5,4 milioane de ascultări lunar, cam 238.000 de dolari. Da, da, uite ce pierdut era. Și asta e o nocturnă. Și Brahms? Stai, lasă-mă un pic și pe I Like Chopin. Bine. Brahms, 2,6 milioane de ascultări lunar, 113.000 de dolari anual. Bun, acum lasă să meargă pe fundal așa frumos, să fim și noi Radio Europa FM Cultural, dar dacă am luat în calcul toate difuzările de pe Spotify, de când e serviciul, am observat că, de exemplu, cea mai populară compoziție a lui Bach, Preludiu din suita pentru violoncel numărul 1, a fost ascultată de 162 de milioane de ori. Ceea ce i-ar fi adus aproape 25 de milioane de dolari. Mama, mama. Și pentru comparație, cel mai popular cântec al lui Ed Sheeran de pe Spotify, Shape of You, a încasat abia 10,4 milioane de dolari. A făcut de râs pe ăsta mic. Da. Chopin ar fi încasat 9,6 milioane de dolari pentru megahitul lui Nocturna numărul 2. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.